am adâncit taina călătoriei aceasta și că am simțit în inimă mai mult decât în minte toate cuvintele. Ați simțit că mintea s-a dus în inimă? Practic, cuvintele Părintelui s-au adresat inimilor dumneavoastră. Și pentru că orice carte citită are ultima pagină, cea mai frumoasă pagină, vreau să încep întrebările pe care să îi le adresăm Părintelui Augustin, care s-a ostenit de la peste 400 de kilometri cu atâta dragoste pentru noi să vină să ne vorbească. Pentru care îi mulțumesc frumos și îl rog pe Dumnezeu să-l întărească, să mai parcurgă acești kilometri din dragoste ca Dumnezeu să-i cuantifice acolo sus în cer. Vreau să vă întreb ceva, Părinte Augustin. Mă întâlnesc foarte des cu următoarea întrebare a unor enoriași, dar și cu experiențe personale și cu experiențe ale lumii în care mă învârt, sunt mulți oameni care spun că în post ispitele cresc. Și sunt oameni care nu numai că spun că în post ispitele cresc, se și tem de post și de psaltire și spun, aoleu, vine postul. Urmează să apară ispitele. Și mai sunt oameni care spun, vezi, a venit postul, vin ispitele și se creează acest curent de opinie și există între creștini acest curent de opinie că în post se înmulțesc ispitele. Părinte, în post se înmulțesc ispitele? A spus-o deja. A spus-o deja. Acum să vedem de ce se înmulțesc ispitele în post. Am găsit această expresie în triod, puitorule de nevoințe, Doamne slavă ție. Și m-am întrebat, ce înseamnă în limbaj modern puitor de nevoințe? Adică cel care pune nevoințe. Ce poate să însemne lucrul acesta? Și imediat m-am dus cu mintea la antrenorii sportivi. Adică ce este un antrenor? Este cel care vrea să scoată performanța din timp. Și atunci, cum să nu îngăduie Dumnezeu ispitele în post ca să cearnă, să vadă care merită să intre în lotul național și care rămâne în divizia C? Nu? Adică ne temem de înălțime. Avem teamă de înălțime. De-aia spune fiindcă așa. Nu ne-am vindecat de egoism. Adică ispitele ne arată cine suntem. Pentru că ispita în sine nu are nicio valoare, ci atitudinea noastră e importantă. Fiindcă, dragii mei, o spunem foarte des, la Sfânta Mănăstire, o spun foarte des, în loc să dăm importanță propriei persoane, dăm importanță problemelor și ispitelor cu care ne confruntăm. Păi ce e mai importantă, ispita sau propria ta persoană? Păi ispita e o provocare. E un antrenament. Și dacă vine de la diavol, ce contează de unde vine? Contează că ce fac eu cu el. Și atunci pot să adopt poziția lașului, pot să adopt poziția ostașului care luptă, nu? Și pot să adopt poziția Sfântului, da? Care nu duce numai ispita lui, ci îl ajută și pe aproapele să-și ducă ispita. Ăla e Sfântul. Ăla e Sfânt care te duce și pe tine în spate. Hai, frate! Hai, nu te lăsa! Nu? Și atunci, e adevărat că se înmulțesc ispitele. Dar oare nu spun Sfinții Părinți că dacă s-ar ridica, sunt Antonie cel Mare, dacă s-ar ridica ispitele, nu s-ar mai mântui nimeni? De ce? Pentru că Duhul trândăvie în umildamie. Dacă ne-am avea ispite, am rămâne în stare de trândăvie, am rămâne în stare de nelucrare. Și mai mult decât atâta, dragii mei, omul, să nu creadă cineva, o spune Părintele Stăniloae, vrea să spun Sfântul Stăniloae, dar așa e, Sfântul Dumitru Stăniloae. O spune Părintele Sfânt Dumitru Stăniloae, că întâlnirea noastră cu Dumnezeu se face în iad. Că doar nu suntem noi mai mult decât Moise și Avraam și toți drepții vechiului legământ. Ei au fost în iad și acolo s-a dus Hristos după ei.
De ce a îngăduit Dumnezeu aceasta? Ca să vedem că atunci noi când intrăm în iadul ispitelor și a suferințelor și a căderilor noastre, a păcatelor noastre, ne întâlnim cu Hristos, Cel care a biruit. Ca să nu cumva să credem că biruința este a noastră, ci este a Lui Hristos. De aceea, să nu ne temem de ispite, ci să ne temem de atitudinea noastră. O atitudine periculoasă este fuga și o atitudine periculoasă este lupta nesăbuită. Adică să te lupți cu propriile tale puteri. Nu. Toată nădejdea noastră este Hristos. Priviți la Hristos când sunteți ispitiți. Oare n-a fost ispitit Hristos? Și dacă El a biruit, cum să nu biruiesc eu? Dragii mei, dar m-a creat Dumnezeu pe mine ca să cad? Nu. El m-a creat ca să mă ridic, să zbor. Dacă e tatăl meu, e părintele meu, e fratele meu, e fiul al omului, Hristos acum, păi mă va lăsa? Iar dacă m-a lăsat să cad, nu mă va ajuta să mă ridic? Vedeți? Deci avem credință vie în El. Mă, e Dumnezeu nostru. Păi dacă El accepta să fie țintuit pe cruce pentru mine, mă lasă să rămân acolo în starea aia mizerabilă? Dar de ce am îngăduit să cad? Ca să mă trezesc. Uite cine ești. Discutam cu tătăica într-o zi. Tătăică, ce mă facă? Uite, am căzut într-un păcat. Ce mă fac, tătăică? Lasă-mă că e bun și păcat. Hai, tătăică, să nu spui asta. Iată. Dar știa ce spune. Nu ajunge omul la smerenie dacă n-a căzut. Dacă nu cunoști durerea căderii, dacă nu cunoști durerea exilului, nu o să ți se facă dor de acasă. Nu o să cunoști nici adâncul milostivirii lui Dumnezeu. Nu o să cunoști dragostea Lui. Că de multe ori îi spun, Doamne, dacă și pe asta nu ești tare, nu mă mai iubești. Zici, Doamne, iar am căzut, ce mă fac? Nu mai pot. Nu mai pot să mă rab, Doamne. Dar dacă Tu mă rabi, va trebui să mă rab și eu. Dacă ție nu ți-e rușine cu mine, cât sunt de murdar, nici mie nu trebuie să-mi fie rușine cu tine. Că de unde să iau eu lumină să mă luminez și apă să mă curățesc și dragoste să mă vine? Zice, Doamne, atât de frumos spune la una din rugăciuni, înmulțește, Doamne, ispitele la acatistul Sfintei Cruci, dar înmulțește și răbdarea ca să poți să le duc. Deci, vedeți? Puitorul de nevoinți, antrenorul nostru. Vrem să fim sportivi de performanță sau vrem să fim niște mămălici care se umflă de semințe și de Coca-Cola în tribună, urlând, bă, deci ce vreți? Că nu, că ăștia de obicei, creștini ăștia care fug de ispite, îi văd pe ceilalți cei mai, dar ce? Dar ce ceilalți fac? Dar ce preotul face? Dar ce? He? Cum e? E bine? Da. Mulțumim foarte mult. Deci îi mulțumim lui Dumnezeu că a îngăduit și așa, că îngăduie ispitele în viața ce? Noastră. Cine ne mai întreabă câte ceva sau cine ne mai întreabă pe părintele? Da, spuneți. Da, vă rog. Am întrebat pe Părintele Duhovnic dacă nu ar fi cazul să rup unele din afișele de pe străzi, cele cu diferite oferte mai puțin potrivite. Și mi-a spus nu le rupe, căci dacă oamenii nu au ispite, nu se mântuiesc. Și eu îmi pun întrebarea, încă n-am reușit să discut cu Duhovnicul pe tema aceasta, dacă oamenii au rătăcire și, în fine, sunt asemeni fiului risipitor, este bună o asemenea rătăcire, dar astăzi sunt ispite foarte periculoase, precum drogurile, precum, știu eu, mijloacele mass media. Televizorul, de exemplu, se știe, a spus domnul Virgiliu Gheorghe, că prin vizionare regulată, zi de zi, sau frecventă, lasă niște goluri în creier. Neuronii nu se dezvoltă. Deci care este întrebarea, ca să păi lungim prea mult, concret? Nu este necesar și discernământul? Păi vă că l-aveți. Păi, poate nu suficient, dar vreau să zic, noi nu ar trebui să ne temem că atunci când lăsăm oamenii să cadă în ispite și da, să nu luăm atitudine, de fapt nu ar trebui să da, ne îngrijorăm da, de lipsa dragii de discernământ. Sfântul Isaac Sirul, Filocalie, spune că atunci când încercăm să îndreptăm pe altul și noi nu suntem îndreptați,
ne facem martori mincinoși al lui Dumnezeu. Nu poți să fii ambasador dacă nu ești trimis cu scrisoare de acreditare. Adică, când noi vrem să îndreptăm pe oameni, nu-i vom îndrepta făcând lucruri exterioare, făcând lucruri de suprafață. Pentru că un afiș rupt va atrage mânia celor care văd afișul rupt și vor pune încă 10. Îi vom stârni mai tare. Și n-aș vrea să cădem în această capcană de a crede că noi suntem salvatorii lumii. Unul este care mântuiește, Iisus Hristos. El mântuiește. Noi prin ce putem să ajutăm pe aproapele noastre? În primul și în primul rând, prin vindecarea noastră. Dacă noi nu suntem vindecați, nu putem să ajutăm cu absolut nimic. Și vă dau un exemplu. Trăiți de mine. Și să vă arăt cum am căzut într-o ispită și am săvârșit un mare păcat în fața unei mulțimi de oameni. Și Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să mă întorc exact în același context după o perioadă de timp în care, să zic așa, mi-a mai venit un pic mintea la locul ei. Vă dau simplu ce s-a întâmplat. Pentru că nu mă tem. Noi trebuie să împărtășim experiențe reale. Că nu este tot în cărți. Că noi nu suntem alcătuiți din citate. Suntem ființe vii. Și atunci, vă spun ce am pățit. M-am dus la o biserică, la un hram. Un vacarm în acea biserică de nedescris. Vreo 200 de persoane care vorbeau ca la piață. Dar 200 de oameni să vorbească deodată și biserica foarte mare, cu un ecou, un vacarm. Și în biserică. Și ce am făcut eu? M-am enervat. Și am început să strig la ei. Și am făcut un mare păcat. Dar eu ce credeam? Credeam că îi conștientizez că nu e bine ce fac ei. Și bineînțeles că de gura mea au tăcut 5 minute, după care nu i-a rugat. De 4-5 ore am întrerupt Sfânta Liturghie să-i potolim. Am zis și eu de vreo două ori, după aceea un consilier, după aceea preotul lor, până la sfârșitul slujbei așa au dus. Dar de ce? Pentru că noi eram în stare de păcătoșini, eram nervoși. Eram sub osânda și patima mâniei. A trecut timpul. Am revenit în acea biserică unde am zis că nu mai calc. Ne-am călcat pe suflet. Am intrat în biserică, același vacar, de nedescris, așteptau să vină episcopul de data asta să sfințească biserică. Același vacar, același. Am intrat în Sfântul Altar, am sărutat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și am zis, Doamne, ce fac eu acum? Cum pot eu să-i ajut pe oamenii ăștia să se liniștească? Doamne, ajută-mă, fii cu mine. Dă-mi Tu ceva în gând, ce să fac? Și am ieșit pe solee și m-am uitat la ei zâmbind. Și foarte liniștit. Și deodată îi văd că încep să se ridice în picioare și s-a făcut o liniște mormântală. Brusc, fără ca eu... Deci starea mea de liniște a trecut acolo. Oamenii s-au liniștit și a zis, dragii mei, ce frumos sunteți, ce minunat sunteți. Ce mă bucur că v-ați ridicat în picioare, că nu știam dacă să vă spun ceva sau nu. Dar acum, dacă toți sunteți atenți, vreți să vă spun ceva? Primiți un cuvânt? Da. Și le-am vorbit. Dom'le, s-a minunat toată și preoții, și protopopul, și consilierii, și episcopul. Ce liniște a fost! Ce slujbă! N-am mai suflat. Ați auzit de rai și de iad? Ia spuneți-mi, dacă suntem liniștiți, ajungem la rai? Sau ajungem la iad? Dacă suntem neliniștiți, unde ajungem? Dacă ați auzit de harul lui Dumnezeu? Știți că harul vine la omul liniștit sau la cel neliniștit? Ați auzit de păcatul smintenii? Uite, fetele astea tinere, dacă vin la biserică și văd atâta vacarmele, nu pot să se roage? Și ce mă duc acolo, că mai tare mă supăr? E un vacarm acolo. Și atunci noi, cei mai în vârstă, îi smintim pe cei tineri? Și am mai spus și eu acolo. Și atunci, ce am constatat?
Până nu ne liniștim noi, nu putem să liniștim pe celălalt. Până nu ne împăcăm noi și să devenim organe ale Harului. Adică, dacă te duci și rupi afișe că te-a trimis Dumnezeu, că o faci din dragoste pentru celălalt, nu din mânie, nu cu ură, nu cu dușmănie, nu ca un Miles Christi sau Dominicanes, nu? Nu ca un ostaș al lui Hristos, militar, nu? Sau polițist al lui Dumnezeu, sau câine al lui Dumnezeu, nu? Adică, depinde foarte mult ca lucrarea frăției ta să fie benefică pentru cei căzuți, trebuie întâi și întâi ca tot ce faci să fie dintr-o de dragoste, cu pace, cu liniște și rugându-te ca Bunul Dumnezeu să te însoțească în demersul frăției tale. Altfel stârnești cuib de viespi și nu vei reuși să faci nimic. Nu vei reuși să faci nimic. Atunci, lucrarea noastră asta e. Întâi să ne umplem de Harul lui Dumnezeu, întâi să ne curățim de patimile noastre, pentru că de ce văd eu patimile la celălalt? Pentru că nu m-am vindecat pe mine. Trebuie întâi să mă vindec eu și după ce m-am vindecat, să aștept misiunea de la Dumnezeu, să aștept gândul de la Dumnezeu, cu binecuvântarea duhovnicului, foarte frumos, îmi place că mi-a spus lucrul acesta, că am cerut voie duhovnicului, cu binecuvântarea duhovnicului, mergem și facem ceea ce dorim să facem. Sigur. Mulțumim, frate. Dar fratele m-a inspirat să vă întreb ceva adițional. Care este atitudinea noastră față de adicțiile moderne? Într-un congres de duminică acum de la Brașov, psihologii atrag atenția asupra adicțiilor de ecrane, a abuzului de Facebook, WhatsApp și așa mai departe. S-a constatat prin studii științifice, cei de la Babeș-Bolyai din Cluj au făcut o analiză în care au constatat că oamenii își petrec între 6 și 11 ore pe zi în fața telefoanelor sau ecranelor și s-a născut o adicție mai mare decât cea de băutură, mai mare decât cea de fumat și că nouă oamenilor ăstora, că ne considerăm normali, ni se pare normal să-i acuzăm pe bețivi, pe drogați, dar noi suntem deja drogați prin aceste telefoane și prin folosirea lor. În medie, în România, se folosește telefonul 6,2 ore pe zi. Mai nou, ultimele telefoane, ultimele... Adică noroc cu cei care nu se uită niciodată, că se... Adică nu ajungem la drama aia teribilă... De la 11 ore. De 11-12 ore. Deci, da. Față de aceste adicții, față de adicția noastră, a celor de aici, a celor care ne urmăresc, față de ecrane și față de laptopul și față de lumea virtuală, ce ne recomandați să facem? Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Sfârșitul înțelepciunii este dragostea de Dumnezeu. Nu degeaba Dumnezeu, atunci când i-a dat lui Moise tablele legii, a început cu această poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată ființa ta. Deci, noi nu suntem într-o adicție fără un motiv. Și nu cred că este un alt motiv pentru care ajungem să avem această adicție decât scăderea aproape și lipsa iubirii de Dumnezeu. Cu cât iubești pe Dumnezeu mai mult, cu atât vrei să petreci cu El mai mult. Atunci nu cred că există o altă vindecare. Nu cred că există o altă lucrare mai înaltă și mai dumnezeiască decât să ne gândim fiecare dintre noi. Doamne, în fiecare zi să facem acest exercițiu. Eu pot să spun că te iubesc fără să fie rușine că spun acest lucru? Fără să pun capul în pământ și să spun, Doamne, de fapt, eu nu te iubesc. Că dacă te-aș iubi, n-aș face nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Și cred că cheia stă aici. Și ca să începem acest act al iubirii, trebuie să mulțim rugăciuni. Cu cât ne vom ruga mai mult, vom descoperi dulceața lui Dumnezeu. Când vom descoperi dulceața lui Dumnezeu, nu ne va mai trebui beția minții. Nu sevrajul mental. Nu ne va mai trebui. Pentru că, de fapt, omul ce caută? Caută dulceața.
Dacă el nu simte dulceața iubirii, pentru că nu degeaba se întreabă Mântuitorul Hristos când va, mai veni, când va veni Fiul omului a doua oară, va mai găsi dragoste pe pământ? Criza omenirii la sfârșitul ei este o criză de iubire? Deci, din cauza asta, nu? S-au inventat aceste jucărele, nu? Ele, acum bun, că le-a inventat cineva, dar problema este de ce suntem atât de avizi de ele. De ce le folosim atât de mult? De ce le întreținem? De ce le dorim? Păi, tocmai din cauza asta. Ne lipsește exercițiul iubirii de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu care cel mai mult se arată în rugăciune, în dorința de a ne ruga. Și nu are cum. Rugăciune adevărată. Nu? Părintele Arsenie Papacioc spunea că atunci când era în pustie, a năvălit diavolul peste el. Și el nu? L-a văzut pe diavolul în pădure și a fugit repede să intre în chilie. Acolo avea Sfânta Cruce, avea icoană, avea și diavolul peste el. Și el s-a pus în ușă. Și diavolul a început să lovească în ușă cu putere. Și atunci el striga la Dumnezeu. Și la un moment dat atât de puternic a lovit diavolul în ușă, când a dărâmat ușa. Și părintele a căzut ușa peste el. Și atunci atât a urlat. Doamne, nu mă lăsa. Și atunci a dispărut diavolul. Și spunea părintele că a început să plângă. A început să plângă că de ce, Doamne, nu m-ai ascultat? De ce l-ai lăsat pe diavolul să mă chinuie atât de mult? Da. Și atunci, zice, păi, abia acum ai strigat cum trebuie. Abia la urmă ai strigat cum trebuie. Deci iată cum trebuie să fie rugăciunea noastră. Deci, nu doar să ne rugăm, ci să încercăm și fac un exercițiu. Da? În general o fac cu colegii preoți. Zice, mă, tu slujești în prezența lui Dumnezeu sau în lipsă? Îi întreb. Păi ce, cum adică? Păi zic, mă, dacă ai intrat în Sfântul Altar și începi să vorbești, începi să ieși pe telefon, începi să, nu știu ce, fii atent, că nu știu ce față de masă, nu știu cum, începi, și tot mici de colo-colo, vântul, mai zici o ictenie, mai te duci, pentru ce, nu-i Dumnezeu cu tine. Nu-i Dumnezeu cu tine. Dar dacă te rogi în prezența lui Dumnezeu, atunci adică. Și noi să ne punem această întrebare. Mă rog în prezența lui Dumnezeu sau în lipsă? Atunci când mă așez la rugăciune, conștientizez că Dumnezeu se uită la mine, chiar dacă nu-L văd. Nu contează că eu nu-L văd. N-are nicio relevanță faptul că eu nu-L văd pe Dumnezeu. E important să mă vadă El pe mine. Deci, dacă eu conștientizez că Dumnezeu se uită la mine, mă rog altfel. Și de multe ori e suficient să conștientizezi că nici nu mai poți să mai rostești un cuvânt. Și atunci te poți umple de harul Lui, te poți umple de parfumul prezenței Lui, de dulceața prezenței Lui. Deci, nu-ți mai trebuie. Nu-ți mai trebuie niciun film, niciun clip, nicio știre, neștire, că cum știrile sunt în neștire. Nu mai trebuie nimic. Sincer, cred că aceasta este ieșirea din. Deci, cumva, practic, folosirea asta abuzivă este un locuitor. Omul suruc caută altceva. Și, suruc. Practic, omul care îl caută pe Dumnezeu nu are nevoie atâta. Și totuși, el, telefonul sau internetul, Facebook-ul, poate fi un instrument să ajungi la Dumnezeu. Cunosc foarte mulți oameni care, văzând o predică, ascultând un cuvânt al unui părinte duhovnicesc, au ajuns să vină să se spovedească, să se împărtășească și să vină mai des la biserică. Păi, să nu uităm un lucru, că de la începutul Sfintei Scripturi ne spune că toate câte le-a făcut Dumnezeu erau bune foarte. Nu e nimic rău în lumea aceasta. Ci atitudinea noastră față de ceva face ca acel lucru să fie rău. Reaua întrebuințată. Sfântul Vasile cel Mare spune lucrul acesta. Nici băutura, nici femeia, nici banul nu sunt rele prin firea lor, ci întrebuințarea lor greșită este. Atunci, nu demonizăm tehnica și modernitatea. Nu le demonizăm. Dar ce facem cu ele? Aia dă valoare unui lucru. Ce faci cu ele? Dacă faci ce trebuie, automat că devine un instrument, nu? Pentru zidirea ta sufletească. Părintele Caleb.
făcea diferența între virtute și păcat. Ceea ce mă dărâmă este păcat, ceea ce mă zidește e virtute. Deci, iată, nu demonizăm. Dar spunem așa, este periculos cuțitul în mâna unui copil? Foarte. E, aici e problema noastră. Suntem suficient de maturi să punem mâna pe un instrument din ăsta? Și mă refer la maturitatea duhovnicească. Suntem suficient de maturi sau nu? E, pe de altă parte, ne ajută și asta să vedem că nu suntem suficient de maturi. Și să plângem, să ne pocăim. Că vindecarea nu mai e în pocăință. Cine vrea să se vindece de această adicție, să plângă zilnic înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă! Iar am căzut. Iar m-am uitat. Iartă-mă, Doamne! Fă-mă, Doamne, să Te iubesc pe Tine. Fă-mă, Doamne, să descoper dulceața Ta. Fă-mă, Doamne, să nu mai am nevoie de așa ceva. Și atunci pocăința și această rugăciune va face nu tu să învingi adicția, ci unindu-te cu Hristos în pocăință și în smerenie, să biruiască Hristos. Asta rămâne. Mai are cineva vreo întrebare, dragii mei? Doriți să întrebați ceva pe Părintele Augustin? Mi-aduc aminte de ei, când îi văd pe ei, pe cei care vin în biserica noastră, mi-aduc aminte de oamenii care îl ascultau pe bunicul nostru. Noi doi am copilărit împreună în casa bunicului din Prahova și după ce vorbea bunicul, muțeau toți, efectiv. Veneau cu întrebări, veneau cu probleme, veneau că aveau probleme și veneau cu problemele lor interioare și doreau să le spună. Și la un moment dat, după ce bunicul întreba la final, ia spuneți, vreți să mă întrebați ceva legat de temă? Nu spunea nimeni nimic. Și după aceea eu eram un pic supărat, copil, 11-12 ani, îi întrebam, măi frate, dar nu le-ai întrebat nimic. Păi ce mi-a răspuns deja. Eu venisem cu niște întrebări, dar mi-a răspuns deja la întrebări. Cumva lucrarea Duhului Sfânt este cu dublu sens. Când Apostolul Petru a predicat oamenilor la pogorârea Sfântului Duh, la prima predică, ce a făcut Părintele în seara asta, este replica în miită și în sutită și în miită a predicii Apostolului Petru la pogorârea Duhului Sfânt. Când, pogorându-se Duhul Sfânt, Petru, luminat de lucrarea Duhului Sfânt, le-a ținut o predică la 3.000 de oameni. Da? E, Duhul Sfânt nu s-a atins doar de Petru, ci s-a atins și de cei care l-ascultau pe Petru. Și cei care l-ascultau pe Petru, la finalul cuvântului, au pus totuși o întrebare. Esențial. Și noi ce să facem? Să vă botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, acest și noi ce să facem, voi l-ați spus. Întrebarea asta ați spus-o în inima Părintelui, i-ați transmis-o deja, pentru că Părintele a spus și ce să facem. Însă vreau să știți ceva. Lucrarea Duhului Sfânt este cu dublu sens. Adică l-a luminat pe Părintele în această seară, dar va lumina și pe fiecare dintre dumneavoastră persoană și pe toți cei care ne-au ascultat, l-au ascultat pe Părintele, pentru că dacă nu înțelegi în Duh cuvântul, degeaba asculți. De aceea cei care... De întrebări. Și te umpli de întrebări. De aceea toți cei care acum, în seara aceasta, ați așezat în inimă cuvântul Părintele Augustin, acest cuvânt va rodi în Duh și în stare. Veți avea și simt că aveți deja o stare de bine extraordinară. Mi-aduc aminte de pastilă, că asta mi-a rămas foarte puternic. Am fost de curând bolnav, pentru că odată cu postul scade și imunitatea și te mai iau și alte răceli și dureri. Și am luat pastila, nu dau numele pastilei, domnule, am luat pastila, am și făcut o Sfântă Cruce, dar am simțit cum se duce durerea. Și într-adevăr, în seara aceasta simțeam cum, ascultând cuvântul, se așează în inimă o stare de bucurie. Și cu eu cu ce am rămas? Cu un singur lucru am rămas. Cu o stare extraordinară de bine, dar am rămas cu ceva. Că nu eu pot să fac ceva. Că Hristos face tot. Și că Domnul face tot. Pentru mine, luminarea sau iluminarea pe care Părintele mi-a adus-o mie în seara aceasta, este că dacă credeam până acum o oră
că pot să fac sau că fac ceva, zero sunt. El face în mine, cu mine, prin mine și privindu-l pe celălalt ca pe un om prin care tot el lucrează. Și atunci trăiesc într-un rai al iubirii și al bucuriei duhovnicești, al lucrării lui în mine și prin asta răul pleacă singur și nu-și mai găsește locul cumva. Adică dacă tu ești plin de lumină, răul pe lângă tine nu-și mai are locul pentru că tu nu-l alungi prin lupta ta. Acolo unde e lumină multă. Am în mintea mea chipul acela al icoanei învierii lui Iisus plin de lumină. Păi unde e lumină? În mormânt e lumină. În mormântul meu e lumina lui Hristos și dacă plec acasă cu această imagine, plec mai bogat și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați simțit în această seară bogăția cuvântului lui Dumnezeu care a lucrat direct în inimile dumneavoastră. Părinte Augustin, îl rog pe Dumnezeu să vă țină Dumnezeu această frumoasă lucrare pe care o faceți. Părintele Augustin a fost ucenic al bunicului meu și suntem frați de cruce, am copilărit împreună în casa unui om care l-a slujit pe Dumnezeu în faptă și apoi în cuvânt. Bunicul ne-a crescut așa în dragoste și în cuvânt, în înțelepciune și în cuvânt. După aceea am plecat fiecare pe drumul propriu. Părintele a mers în mănăstirea Crasna, în Prahova, a făcut seminarul teologic, eu am plecat la seminar, apoi părintele s-a căsătorit și a făcut câteva parohii, am ființat parohii în Spania. Deci întâi am mers în Crasna, la mănăstire, am îmbrăcat haina asta neagră și bunicul, atunci când părintele a plecat din mănăstire la o vârstă... Ca frate, nu ca mănăstire. Ca frate, da, ca frate de mănăstire, da. Nu m-am călugărit atunci. Ca frate de mănăstire, pentru bunicul a fost o tristețe că părintele, ca Augustin, cumva Bebe, asta era numele părintelui, Bebe al nostru, a plecat din mănăstire. Și s-a rugat mult bunicul și a spus, mă, tată, când a venit să-l anunțe, mă voi însura. Și a spus, mă, tată, tu tot la mănăstire o să ajungi. În ziua în care l-a anunțat că se însoară, bunicul asta i-a spus. Și părintele Augustin a traversat căsnicia cu toate ale ei, a înființat parohii în Spania, a lucrat preoția de mir, a fost ca și mine preot căsătorit de mir, copii, doi copii minunați, are o fată și un băiat, și apoi... Băiatul s-a căsătorit și are un nepoțel, părintele Augustin, și părintele Augustin, după niște ani de căsnicie, a trecut prin tragedia divorțului și a ajuns să cunoască viața monahală, să aleagă drumul acesta îngeresc numit cinul călugăresc și din preot de mir a devenit preot și duhovnic și stareț de mănăstire la mănăstirea Jiana, în județul Mehedinț. Ați văzut pe la Trinitas, la Sfântul Iuliu Veteranul, la hram, că părintele ține cuvânt și preasfințitul merge acolo, preasfințitul Nicodim, al Strehaiei și Severinului, care așa a dat binecuvântarea ca Sfinția sa să fie în această seară aici, pentru care îi mulțumim, a rânduit ca părintele să fie aici. Deci viața părintelui este o încurunare de experiențe de mir, de om căsătorit, de tată, de copil, de ucenic și iată acum de monah și de bun teolog, pentru că din cuvintele Sfinției sale vedem că i-a plăcut cartea și să dea Dumnezeu să nu se mândrească cu asta, nu spunem spre mândrie, ci spre slava lui Dumnezeu. Asta zici frăția ta, eu știu. Însă îi mulțumim foarte mult, vreau să știți că experiența Sfinției voastre, Sfinției sale, este o experiență de om care a trecut prin toate în viață și această școală a vieții l-a învățat binele și răul și l-a ajutat foarte mult să traverseze ispite peste ispite, experiențe peste experiențe. Eu, părinte, vă mulțumesc din inimă pentru că v-ați ostenit să veniți în această seară în biserica noastră. Ne-ați umplut biserica de lumină. Ne-ați umplut inimile de dragoste și îl rugăm pe Dumnezeu să vă țină dragostea. Vorbeam acum cu o femeie, înainte să intru la conferință, vorbeam cu o credincioasă care mi-a spus, părinte, ieri a fost părintele Augustin pe la noi, ne-a umplut de lumină. Zâmbetul Sfinției sale, bucuria Sfinției sale ne-a umplut de lumină. Dumnezeu este lumină și simțim că ni l-ați oferit, ni l-ați dat cu harul Sfinției voastre și cu lucrarea Lui. Să rămână. Vă mulțumesc din suflet și să mă iertați dacă cumva
cineva, eu știu, poate nu am ajuns acolo la inimă. Și aș vrea să închei cu această bucurie a bogăției ortodoxiei noastre. Suntem o biserică vie și atât de bogată. Biserica noastră are nu niște dogme închise sau niște învățături ermetice, ci fiecare dogmă și învățătura bisericii noastre este o sămânță a veșniciei care se seamănă în sufletul nostru ca să înveșnicească sufletul. Și atunci lucrarea și a unui umil, așa, eu mă compar cu o mașină bușită în viață, dar care tot mai merge. Așa. Chiar și lucrarea unui astfel de personaj, așa, face ca ortodoxia să strălucească. Pentru că nu contează că diamantul l-ai găsit în noroi. Contează valoarea lui. Și atunci, dacă eu sunt acolo o mână de țărână, diamantul este frumusețea și valoarea ortodoxiei, care a rezistat în istorie. De ce? Pentru că seamănă cu Hristos. Ortodoxia a fost răstignită pe crucea istoriei. N-a răstignit pe nimeni. A fost răstignită. Și tocmai în această răstignire a stat strălucirea slavei bisericii noastre. Iar noi toți, fiind fii ai bisericii noastre, trebuie să avem această grijă de a străluci prin nevoință, prin smerenie și mai ales prin bucuria învierii. Nimeni nu va lua de la noi acea bucurie tainică a nopții de înviere, pentru că Hristos n-a înviat pentru sine, ci a înviat ca să poată fi posibilă învierea noastră. El continuă învierea Lui în noi. Prin aceasta strălucește Hristos, pentru aceasta este iubit Hristos, pentru aceasta noi, oameni moderni, da? Toți de aici, poate cu studii, poate cu poziții înalte, poate cu bani, poate cu... Ne simțim mai bine lângă Hristos decât lângă toate celelalte ale acestei lumi. Să dea Dumnezeu să mergem înainte pe calea aceasta lui Hristos, a nevoinței Lui, a smeritei Lui străluciri, pentru că smerita strălucirea lui Hristos merge în veșnicie. Iar show-ul mândriei acestei lumi se termină la poarta cimitirului. Și închei cu acest cuvânt, să mă iertați, faceți ce o să faceți să ne întâlnim și la Rai. Amin.